Victor Ponta, discurs la evenimentul care a scos-o din minci pe Macovei. Sunt foarte recunoscător ceea ce a avut curajul să mă invitați. Victor Ponta a susținut un discurs, joi, 22 martie, la Bruxelles, într-un cadrul unui eveniment intitulat Un viitor pentru Europa, organizat de Alianța Conservatorilor sublinierei Reform sublinieretilor europeni, ACRE. Invitarea fostului premier la eveniment a fost motivul invocat de eurodeputata Monica Macovei pentru plecarea din ACRE. Ponta nu a ratat ocazia de a trimite segeci către Macovei chiar în discursul de la Bruxelles. Nu sunt tocmai în mediul în care sunt obi subliniere nuit. Trebuie să mărturisesc, timp de 15 ani am fost membru al Partidului Social Democrat din România. Nimeni nu este perfect. Punct. În fiecare zi când eram prim-ministru eram acuzat de politic de dreapta. Sunt foarte recunoscător ceea ce a avut curajul să mă invitați aici. Pe deplin consubliniere tient ce o distins doamnă europarlamentar din România aproape ce va acuza ceea ce a lăsat diavolul să intre în familia voastră. Sunt încrezător ce subliniere tici cum se le tratați pe diavol sublinierei uneori chiar îl puteți face să se rezgândească, a afirmat Victor Ponta. Victor Ponta a susținut nevoia continuării proiectului european, însă nu fere asumarea unor responsabilități ci sublinierei cu reforme importante. Cred că UE trebuie să fie construcția politică a viitorului. Este cea mai bună modalitate prin care țările noastre se pot dezvolta. Nu este o opinie sentimentală, ci una pragmatică. Vin dintr-o cară în care mulți oameni sunt frustrați de UE, de birocrația UE, de lipsa de eficiență. Dar, chiar sublinierea, dacă am organiza mâine un referendum, 90 dintre români ar vrea să rămână în UE, pentru ce suntem oameni de subliniere teci? Da, trebuie să schimbăm unele lucruri. Dar soluția nu este să ne despăcim, a afirmat fostul premier. Ponta s-a referit sublinierei la reformele care trebuie să vin din partea unor formațiuni europene precum ACRE sublinierei ALDE, dar sublinierei din partea unor mii subliniere cer naționale precum ENMARCHE, în dauna vechilor înțelegeri între PE sublinierei PES.